Nu. Asta au venit pentru cine? Ce, nu trebuia să le aduc? Dacă nu, le iau. Nu. E ok. Mulțumesc. Bine. Nu-l deschizi? Nu. Nu pot. Sau, de fapt, nu știu dacă vreau. Deschide-l tu. Nu cred că pot. Atunci e mai bine să nu-l deschidem. Mi-e teamă că știu deja răspunsul. N-are rost. Și oricum, dacă îl deschid, nu fac altceva decât să îmi confirm ceea ce știam deja. Să știi că nu o să se schimbe nimic între noi. Chiar dacă rezultatul nu e ăla pe care îl așteptăm noi. Andrei, indiferent ce implic cu asta, decizia mea rămâne aceeași. Nu o să te iubesc mai puțin, nu o să se schimbe nimic între noi. Știu. Știu doar că n-am avut în viața mea emoții atât de mari. Și am crezut că, indiferent de rezultatul testului, nu știu, o să trec peste. Adică credeam că m-am obișnuit cu ideea și cu toate astea. Te iubesc. Asta e ce trebuie tu să știi. Hai să ieșim în oraș să mâncăm ceva. Să uităm de toată asta. Nu. Nu, pentru că nu putem uita așa ușor. Și cât de mult mi-am dorit să fiu tatăl. Sună urât, dar când am aflat că ar avea probleme cu inima, pentru o secundă chiar am sperat să fiu tatăl. În fine, am fost foarte prost, scuze. Nu, n-ai fost prost. Andrei, ești un om bun. Și dacă te ajută cu ceva, și eu am sperat exact același lucru. Hai, de ia o gură de cafea, că n-ai dormit toată noaptea. Hai să mănânci ceva.